Salutare! Asta e un episod așa tehnico-economico-informativ. Ați văzut săptămâna trecută că am avut pe mână Dacia Duster, care mi-a împrumutat o firmă, cu care am mers câteva zile, atât pe off-road, cât și pe stradă prin Craiova. Și m-am gândit să nu poți opri vântul. Poți să înveți să navighezi. M-am gândit să caut o explicație așa de ce este Dacia Duster un best buy la nivel european. Încă de la lansare, iar situația continuă și în prezent. Că sunt două mari motive. Dar până să ajungem la motivele respective, vreau să ne uităm împreună așa pe câteva site-uri de vânzări, odată de la noi din țară și apoi din Europa, să vedem câte Dacia Duster sunt la vânzare la mâna a doua. Ia să vedem. Să luăm un site de la noi, cel mai răspândit. Dacia model Duster. Deci n-am băgat niciun criteriu, nu preț, nu an, nu combustibil, nu nimic. Și sunt 667 de rezultate. Nici multe, nici puține. Însă o chestie de apreciat la Duster este că nu se devalorizează. Adică una din... Ia să găsim una exact ca asta, din 2014. Este 8.200 de euro. Iar nouă a costat probabil până în 20.000. Dacă nu e o echipare cu piele, cu toate chestiile, a fost sub 20.000, exact, adică un 17-18.000 de euro. În 6 ani, mașina scade cam la jumate, un pic sub jumătatea prețului de nou, 7 ani, 6-7-8 ani. E destul de bine, destul de bine față de oricare alt producător care la 8 ani, 7-8 ani, se duce spre o treime, un sfert din preț. Ia acum să ne uităm pe site-urile internaționale. Să luăm, de exemplu, am luat AutoScout și să căutăm marca Dacia. Să vedem în Europa câte sunt. Tot așa, fără niciun fel de criteriu, de motorizări, de preț, de an, de... Deci, Dacia Duster 1361. Ah, mă scuzați, astea-s doar în Italia. În toată Europa 4.896. 4.900 de mașini în toată Europa. Mult? Puțin? Să căutăm dacă găsim câte Duster-uri s-au vândut. Pentru că se interesezăm că... să ne uităm pe Wikipedia chiar. Deci mașina se face din 2010 și nu ne dă aici cifre de vânzări? Aici nu. Da, 13 ianuarie 2021, un articol din Ziarul Financiar. Dacia a vândut 7,8 mașini de 7,8 miliarde, aici sunt cifrele. Și scrie, a vândut în Franța 98.000 de mașini, în Italia 56.000. Găsim noi ceva mai precis.
încă un articol din 3 august 2020, Dacia în top, cele mai vându- top 10 cele mai vândute mașini din Europa. Sunt poziționări bune, dar nu foarte multe la mâna a doua. Adică ați văzut într-o Europa să ai 5.000 de mașini? Nu știu ce să zic. Ah, ia uitați. Hot News, 13 mai 2021, Dacia a produs mașina Duster cu numărul 2 milioane. Deci, până anul trecut, vânduse 2 milioane, a produs 2 milioane de mașini. Din aceste 2 milioane de mașini produse în România, care nu cred că merg pe alte piețe decât pe piețele europene, pentru că în Rusia este fabrică separat, să fie doar 5.000 la mâna a doua de vânzare în Italia, în Europa, asta înseamnă un singur lucru. Că este o mașină care o cumperi și nu prea mai vinzi. De ce? Odată pentru că are un preț bun de achiziție de nou. Și al doilea lucru este faptul că nici nu-și pierde valoare. Adică costă 20.000 de euro în 2014, să zicem, iar în 2021-2022 ați văzut-o, e 8.000 de euro. E o devalorizare bunicică. Adică bunicică pentru cel care a cumpărat-o. De ce nu sunt multe la vânzare, nu știu să vă explic. Probabil că tot din cauza asta, că cine a cumpărat-o alege să o păstreze și să o folosească până o dă înapoi la un buyback sau la programul rablă. Însă, să nu uităm că s-a bucurat și se bucură de o foarte bună mediatizare pe tot felul de canale. Este over-engineered. Este mult, mult mai bine mediatizată decât este produsă. Este mult mai bine promovată peste tot decât este servisată. Problemele cu scaunul, problemele cu rezervorul, problemele cu sirenajul de la cutia de viteze. Și este o lungă listă de probleme la modelele astea de-a lungul timpului, care n-au fost rezolvate, pentru că ți-au schimbat un scaun cu unul identic, care va avea aceeași probleme. Ușile care ating în caroserie, mă rog, adică ea este produsă odată cu, după niște norme din astea tehnologice vechi. Iar ca standard de calitate nu este nici măcar un produs mediocru. Nu mai vorbim de mentenanța, de după, de servisare, de dacă ți-au schimbat un scaun care se schimbă la o mașină de 6 luni, un an cu unul care se mișcă la fel ca ăla, ți-au schimbat degeaba. Mă rog. Aventurile care eu le-am trecut cu ea, ce să zic? Poate a fost și vina mea. Dar nu mi se pare normal ca la o mașină cu un sistem din ăsta 4x4, care are 260.000 de kilometri și 7 ani, să sară din sistemul 4x4 când a fost folosită nici măcar la jumătate din ce s-ar fi putut face cu ea. Eu am avut două Nissan-uri X-Trail, am povestit despre ele, unul fabricație 2002, unul fabricație 2006. Mașini foarte apropiate tehnic de soluțiile de pe Duster. În probabil că sunt în 80% din componentele de pe la transmisie și suspensie identice. Mașinile ale mele n-au făcut probleme, nu mi-au făcut probleme astea să sară din 4x4. Niciodată. Nici alea nu aveau un sistem 4x4 performant care să învârte toate patru roțile, indiferent cum erau flexate. Că aia înseamnă un sistem 4x4 adevărat. Indiferent în ce poziție e mașina, se învârt toate roțile. Un sistem automat
gen Audi, Mercedes, BMW, calculează singur pe, și elimină roțile care au, nu mai transmite putere la roțile care au o aderență mică și transmite la cele care au o aderență mare. Un sistem pe bază de manete blocanți fizici împarte 25% pe fiecare roată, indiferent ce face roata respectivă. Merge pe principiul șenilă, să zicem. Pe mine m-a dezamăgit însă mașina românească. Nu neg calitățile lor. M-a dezamăgit, de exemplu, motorul. Pe lângă becurile aprinse, mă rog, la multe mașini de la noi de pe piață sunt becuri aprinse în bord, consumul a fost uriaș, de-a dreptul uriaș. Chiar dacă au fost condiții de 0 grade, plus, minus, chiar dacă mașina are luat niște roți MT-uri, MT-urile astea sunt 215 cu 65, 16, adică dimensiunea ei. Nu sunt... nu am abuzat de ea, nu am forțat-o în depășiri, în turații, în oraș, în drumuri cu viteză în afara orașului. N-am sărit de 90-100 maxim. Iar acolo, în zonele off-road, am mers maxim o oră, să zicem. Enorm consumul de 12 plin pe plin. Enorm. Puteți revedea ultimul clip din serie, unde e făcută proba asta cu reumplerea rezervorului. Ca român, atunci când s-au lansat mașinile astea, mi-au plăcut. Mi-au zis, bă, uite, avem și noi o evoluție. Dar se vede că este o evoluție făcută doar ca să cineva să câștige bani. Nu este o evoluție în inginerească, cumva. Este o evoluție economică pentru cel care o face și cel care o vinde. E ok că i s-au pus LED-uri. E ok că i s-a pus un sistem de navigație. Dar nu este ok să-ți fie frig în ea. Nu este ok ca, chiar dacă merge căldura, ea să nu poată menține această căldură datorită faptului că probabil sub această mochetă nu există niciun fel de izolație. Sunt multe, multe lucruri care la ea mi se par efectiv puse acolo, nu cercetate, nu adaptate modelului. S-a luat și s-a montat pe ea. Iar după, nu li s-a mai făcut reglajele potrivite, să zicem, cum ar trebui. Dar ea este un best buy la nivel european, tocmai din prisma prețului. Pentru că în echipările de bază, sau entry level, acolo ea nu are adversari. În topul echipărilor se duce pe terenul altor mașini, Suzuki, SsangYong, dar la entry level nu cred că are. Dar pe mine unul nu mă poate convinge nici să o cumpăr nouă, nici să o cumpăr la mâna a doua, în niciun caz o cumpăr nouă și să mai investesc încă ceva jumate din valoarea ei ca să o fac, să o pregătesc și să mă duc cu ea în jurul lumii. Aia mi se pare cel mai bun mod de a atrage atenția asupra unui produs, modificându-l, branduindu-l, colorându-l, făcând o super expediție, super excursie sau și așa mai departe și zicând, vai ce mașină extraordinară este. Am mai spus, toți cei care laudă un produs, uitați-vă la ei în viața de zi cu zi. Folosesc acel produs. Că e electronic, că e mașină, că e avion, că e casă. Adică, vorba aia americanilor, put your money where your mouth is. Adică vorbește pe banii tăi. Economic vorbind, un producător mare, cum este Renault, își permite, adică cheltuielile cu mediatizarea sunt, cred că, de un milion de ori mai mici decât cheltuielile cu tehnologizarea unui produs și cu construirea lui cum trebuie. Să nu uităm că Renault, în ultimii ani, tot încearcă, ar încerca să reediteze automobilele lor mari, la acel latitudine.
fluenți care se vreau o berlină mai mare decât clasa medie. Este că n-au prea prins produsele astea. Renault nu se mai poate întoarce la Baccara, la Safran. Nu știu de ce, dar știu că pe noi, pe români, ne păcălește. Și pe toți cei care cumpără, ne păcălește. Prețul ei, așa cum este făcută și așa cum este făcută să țină, e cam cu 25% mai mic. La orice nivel de echipă. Poate la basic, chiar la cele mai dotate cu mai mult de atât. O să vedeți în curând un Suzuki Vitara din 2019, care a costat, cred că, 19.000 de euro. Mașină făcută în Ungaria. E o treaptă tehnologic mai sus. Culmea că fabrica lui Suzuki din Ungaria nu cred că e mai recentă decât cea de la Mioveni. Până la urmă, Suzuki este un producător din Japonia, Renault, un producător oarecum mic. Renault este un nume mondial. E o balanță care eu nu înțeleg. Nu mai vorbim de Ssangyong. Și așa că oricât de european aș vrea eu să fiu, și oricât de român, pe mine mașina asta nu mă convinge. Nu m-a convins nici springul electric, nu mă convinge nici atât de lăudatul și de răspânditul Duster, răspândit între instituțiile țării, în mediul de afaceri, unde este un Best Buy, cumperi 5-6 din astea, ai reducere, ai programe rabla, ai... dar ca un român obișnuit care vrea să-și cumpere o mașină nouă, pe care să dea un 15, 17, 20 de mii de euro, nu. Efectiv, nu... nu are nimic care să te facă să vrei lucrul ăsta, nu. Care o fiabilitate pe la roți, pe la roți. E o suspensie simplă. Orice model care are un McPherson și o punte fixă sau independentă cu brățulețele alea subțirele așa, va fi bulletproof. Nissanurile X3 care aveau același tip de suspensie pe spate aveau bucșele originale. Pe ele nu aveau niciun fel de joc, niciun fel de uzură. De regulă, mașinile care sunt ușoare în greutate și nu cu motoare foarte puternice nu prea uzează componentele suspensiei. Citind la clipul ăsta, am citit toate comentariile voastre. Și mi-au rămas în minte două dintre ele. Ia să vedem dacă le mai găsesc eu. Unul dintre voi mi-a scris despre EcoSport. Și scrie omul așa: m-am dus la Ford și le-am pus clipul tău de rahat. Mi-au dat să testez mașina 3 zile să mă plimb cu ea cât vreau. După 3 zile am cumpărat mașina. Tot ce ai spus, tot ce ai mâncat rahat despre EcoSport a fost eronat. Iar al doilea comentariu, ia să vedem dacă îl mai găsesc. În fine, mi-l amintesc. E unul care a scris: domnule, eu am o Dacia Duster, am mers cu ea nu știu câte sute de kilometri în regim de autostradă, cu 170-180 pe oră, în regim de drumuri naționale, cu viteze medii de 70-80 la oră, depășind... și m-am dat jos din ea fresh, n-am avut nici cea mai mică problemă, nu are sensibilitate la vânt lateral, stă bine pe viraje, pe frânare, pe tot. Acum vreau să-mi lăsați în comentarii de la clipul ăsta ceva ce eu n-am văzut. Cât am mers eu pe șosele din România, eu n-am văzut Dacia Duster mergând cu mai mult de 130-140 pe oră, nici pe autostradă, nici pe altfel de drum. Dacă există clipuri pe YouTube, filmări cu mașina asta mergând cu viteză mai mare, de asemenea, n-am văzut pe nimeni făcând slalom cu ele prin trafic. Cum se mai întâmplă pe la noi? Adică
oameni grăbindu-se cu ea. N-am văzut. Am văzut una dată, una singură care era de la o instituție care se grăbea cât de cât. Și încercau să mă urmărească pe mine. Dar în restul timpului, și credeți-mă, eu merg cu mașina, am mers mult și continui să merg pe drumurile din România. Când o să merg la Sebeș, chiar o să mă uit atent așa pe 300 de kilometri de șosea și autostradă, ce viteze au dusterurile astea, cât de repede se deplasează ele. Pentru că trenul ăsta de rulare, forma ei, înălțimea la sol, sistemul de frânare, eu nici nu vreau să-mi imaginez cum face mașina asta în regim de 160-180 la oră sau mai mult, dacă prind eu unul, nu aș merge nici măcar la viteza de autostradă cu ea. Pentru că, pur și simplu, este un produs care eu îl percep ca fiind nesigur. Bun. Și ca să încheiem cu Dacia Duster și cu marca asta, pentru că mi-a ajuns pentru 2022, dacă sunt printre voi posesorii de modele care vor să ne arate că eu m-am înșelat și că mașina este altfel, sunteți invitații noștri aici, oricând. Chiar îmi doresc să văd și eu noul model de Duster facelift, cel cu faruri în Y, cum este în realitate. Dar până în acest moment, în ianuarie 2022, eu unul nu mi-aș cumpăra niciun produs al acestei mărci. E alegerea mea, e dreptul meu, încă trăim într-o lume liberă sau semi-liberă, iar pe mine aceste produse nu mă conving cu nimic. Nu mi se par o evoluție față de acum 35 de ani, când plecam cu părinții mei cu bătrâna 1300 la mare și făceam 5 pene pe drum cu o viteză de 80-90 pe oră. Pur și simplu au trecut 35 de ani de atunci, dar evoluția ei e doar de 10 ani, maxim 15 tehnologic față de vechea 1300. Nu este un produs al nici măcar la începutul anilor 2000. Astea fiind spuse, trebuie să vă abonați în continuare la canalul meu, să mă considerați un hater al diferitelor mărci, dar îndrețineți că adevărul totdeauna doare și psihologic oamenii vor accepta mult mai ușor o minciună frumos ambalată decât un adevăr expus direct. Bye-bye!